avem posibilitatea, fiind un meci amical, să dăm șansa și altor jucători să apară sub culorile tricolorului. Și în acest fapt avem și câteva reveniri în lotul lărgit pe care l-am anunțat, jucători care anul acesta au avut anumite probleme medicale și care n-au participat nici la Cupa Comunității și nici la meciul cu Belgia. Avem, v-am spus, și două, zic eu, noutăți, un jucător care am primit anumite cuvinte foarte frumoase despre el din Portugalia, Mărândici, mai avem și pe Zagaevski, care în ultima perioadă a avut perioade foarte bune de joc și chiar s-a reușit cât de cât așa să se impună la Zimbru. Le acordăm șansă, o să vedem unde suntem, o să vedem capacitățile lor care le au și prin acest joc urmărim să, cât de cât să pregătim următoarele trei jocuri care au mai rămas în preliminare, toate în deplasare. Sunt și jucători cu probleme care nu sunt în lot, sunt de exemplu cum este Drăgan de la Speranța care a fost operat, mai este Țivirencu cu probleme medicale, mai înțeles că și Bejan are probleme medicale destul de mari. Spătarul care este cu semnul întrebării pentru că ultima perioadă, zici dumneavoastră, nu a evoluat la Zimbru pentru că a avut o accidentare. Sperăm să îl avem apt de luni când ne vom întâlni. O să vedem. Sunt, în principal, am convocat majoritatea jucătorilor care activează și o fac destul de bine la echipele lor de club. Nu, ei știu prea bine pentru că eu sunt permanent pe stadioane, sunt la meciuri, sunt la antrenamentele lor, așa că să stea liniștiți toți. Toți vor avea șansă, toți la momentul când va fi nevoie de ei vor fi convocați, deci din punctul ăsta de vedere nu există niciun fel de parti pris. Am chemat 22 de jucători, acum în funcție de ceea ce vom vedea în cele 2-3 zile cât stăm în Moldova, vom alege 18 cu care vom face deplasarea în Belarus. Vom încerca cât de cât să păstrăm aceeași linie de agresivitate, aceeași linie de disciplină tactică care am încercat-o și care anul ăsta și la Cupa Comunității și chiar în meciul cu Belgia o bună perioadă de timp ne-a ieșit. Și deci în principal vom discuta și vom așeza jocul pentru următoarele trei jocuri. Nu neapărat rezultatul ne interesează, dar vă dați seama că ne dorim să scoatem un rezultat bun. Depinde numai și numai de băieți, depinde de dorința și de dăruirea cu care vor ataca fiecare moment al jocului. Ne dorim din tot sufletul să facem jocuri bune, ne dorim ca acești băieți să crească, să reușească prin rezultate să atragă atenția, de ce nu și altor cluburi puternice. Nimănui nu-i convine situația în care suntem în momentul acesta, dar spun eu că ca și joc în ultimul an cel puțin am crescut și ceva rezultate au început să apară. Sper să o ținem pe aceeași linie, sper să înțelegem că ce a fost a trecut și trebuie să facem totul ca să jucăm bine și să încercăm să obținem rezultate și în continuare.